Grija multor ploieșteni acum la început de an este să scape de dări. Serviciul Public Finanțe Locale a început programul de încasare a taxelor și impozitelor pentru 2020 de numai două zile și deja oamenii au venit în număr mare la ghișee. Cam fiecare an, deci în ziua de ieri am avut în jur de 1700 de persoane care s-au prezentat la ghișeu, dintre care în jur de 1200 care au achitat cu bonificație, deci au achitat integral impozitele și taxele datorate pe anul acesta. Ce ați venit să plătiți? Impozitul la casă, ca să scap de datorii. Pensia e mică și e strânsă până an de zile. Ce ați plătit? Impozitul la casă. Dar de ce așa de vreme? Eu acum am bani. Cât ați plătit? 602 lei. E mult? Nu, e numai bun. Mie îmi convine pentru că strâng vara bani și s-am acum de plătit impozitul. Ploieștenii care achită integral impozitele locale până la 31 martie inclusiv beneficiază de o bonificație de 10%. Cuantumul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020 a rămas cel de la nivelul anului trecut, dar indexat cu rata inflației de 4,6%. Am și atras atenția în postările noastre că dacă cineva constată că suma de plată pentru anul acesta e mai mare, mult mai mare decât cea de anul trecut, adică mai mare decât cea de majorare cu 4,6%, să apeleze la inspectorii noștri să vedem exact despre ce este vorba. În momentul în care deschizi o aplicație la începutul și respectiv sfârșitul unui an, mai pot interveni și erori. Noi verificăm, noi am fost aici inclusiv pe 3 și pe 4 ianuarie, am făcut verificările, nu am constatat nereguli, dar Doamne ferește, dacă e ceva, verificăm și modificăm în timp real. Deși plata în numerar la ghișee rămâne în continuare preferată de cei mai mulți contribuabili, există și alte mijloace de plată. Oamenii pot achita online sau la infochioșcuri. Serviciul Public Finanțe Locale are în derulare și un proiect de introducere a unui sistem de plată prin intermediul unei aplicații ce va putea fi instalată pe telefonul mobil.